Astăzi, la ora de cripto, astăzi, 23 iulie, s-a scris istorie în Statele Unite ale Americii, deoarece au început tranzacționarea de ETF-uri pe Ethereum. Putem vedea că avem primele ETF-uri pe un altcoin. Dacă în ianuarie am avut aceste spot ETF-uri pe Bitcoin, de astăzi încolo sunt șanse foarte mari să vedem și pe alte altcoinuri uri spot -uri ETF. Deci este o zi de sărbătoare. Cu toate că nu se vede în preț exact în aceste momente, cred că în următorii ani o să ne uităm în trecut, în aceste zile din ianuarie și din iulie, când aceste spot ETF-uri pe Bitcoin, dar și pe Ethereum au luat viață. Deci este o zi de sărbătoare și este încă o zi de validare a întregii industrii. Așa că haideți să vedem și cum arată prețurile, dar astăzi nu este doar despre preț, astăzi este o zi de sărbătoare. Hai să-i dăm drumul! Bitcoin este la aproape 67.000 de dolari, Ethereum la aproape 3.500 și toată piața cripto este într-o șoară mișcare laterală în aceste momente, dar după câteva zile de verde și după câteva zile de urcări și sunt foarte curios ce volume o să fie pe aceste ETF-uri în primele zile. Nu mă aștept să depășească volumele de pe Bitcoin, dar mă aștept să fie acolo, dar mă aștept să fie undeva la 60, poate 70% din volumele pe care le-a avut Bitcoin. Dar acolo sunt cel mai încrezător că s-ar putea să ajungă, poate undeva între 50 și 70%. Însă mă aștept să fie un hit acest, aceste aceste ETF-uri uh, în primele zile, dar este un moment foarte important. Și poate că rezultatele nu o să se vadă chiar acum pe în următoarele zile, dar cred că în următoarele luni o să aibă un cuvânt foarte important de spus uh, pentru prețul Ethereumului. Și mergem prima dată pe acest tweet de la Eric Balcunas, care este un senior ETF analist pentru Bloomberg și a spus că putem vedea care sunt volumele de tranzacționare pentru primele 15 minute acestor ETF-uri pe Ethereum. Și putem vedea că a avut aproape 113 milioane de dolari tranzacționate în primele 15 minute, care, which is a ton versus a normal ETF launch but only about half of Bitcoin ETFs volumes. Deci este, sunt niște volume foarte, foarte mari, însă sunt încă doar la 50% din volumele pe care le-a avut Bitcoin. Da, dar în primul comentariu spune că săptămâna trecută BlackRock a lansat încă un ETF manufacturing team ETF made cu ticker-ul Made Last Week, săptămâna precedentă, și a făcut 300 de mii de dolari în volume în prima zi. Și deja aici vedem milioane și milioane în primele 15 minute, da? Cred că o să depășească un miliard astăzi toate aceste ETF-uri cam așa cred eu la cum au pornit aceste ETF-uri. Hai să mergem și pe analiza tehnică să vedem cum arată piața în aceste momente. Bitcoin este la 66.900 de dolari Bitcoin încă arată absolut foarte bine. Uitați-vă cum ne-am dus din zona de 56.000 de dolari, ne-am dus rachet, da? Foarte multe lumânări verzi, mari, doar câteva zile de scădere și de acolo Bitcoin a recuperat. Însă, este foarte bine că ne, ne tranzacționăm peste 64.700, deoarece aici este zona cea mai importantă, este 0.618 pe Fibonacci, da, și suntem peste această zonă, încă suntem foarte, foarte bine. La cum arată graficul, următoarea rezistență este la 67.700 și cu exactitate ne-am dus acolo, da, am stat câteva o zi peste, am scăzut pe sub și suntem cam acolo, da? De urmărit în următoarele zile este dacă reușim să închidem pe daily peste 67.700 sau vom testa încă o dată 64.700 de dolari. Însă, să nu uităm că Joi va fi cea mai importantă conferință Bitcoin în America la care va participa și Donald Trump, și nu doar că va participa, va avea și un discurs. Da? Să nu uităm că suntem în uh, campanie electorală și cu siguranță va face o declarație foarte mare asupra Bitcoinului și asupra pieței cripto. Uh, unii spun că va anunța ca Bitcoin uh, ca fiind rezervă uh, națională dacă va fi ales președinte. Nu știu dacă se spună chiar asta însă cred că va face un statement foarte important despre piața cripto și atunci o să dăm și volatilitate, da? Și atunci pe fondul acestei știri sau acestor știri depinde cât de mare o să fie, Bitcoin ar putea pompa uh, joi, mare atenție, și uitați-vă la volatilitate. Și atunci aceste două praguri sunt de urmat, 67.700 și 64.700, nu? nu m să vedem o corecție până în zona asta, să testăm de aici și de aici să plecăm, da? Atâta timp cât stăm peste 64.700 de dolari pe daily, arătăm foarte bine și suntem peste o zonă importantă. Deci încă suntem într-un alt tren pe daily. Cam așa stau lucrurile în aceste momente. Pe weekly la fel. Putem vedea că suntem în această zonă de foarte multă vreme de cam de pe aici, de vreo o, aproape 150 de zile, ne mișcăm între 56.000 și 74.000 de dolari. Dar să nu uităm că atunci când piața cripto se pune în mișcare, se pune în mișcare foarte, foarte repede. Am văzut aceste lucruri de aici, da? O să vedem la cum o să decurgă vara și de obicei din iulie, august, septembrie lucrurile încep să arate foarte bine până într-un top uh, spre, spre noiembrie, decembrie. Nu mă refer doar pe Bitcoin dar și pe piața criptă. De obicei până noiembrie, decembrie vedem all time high-uri și mișcări importante. Din decembrie, din 15 decembrie încolo uh, deja încep lucrurile să scad. Dar până atunci mă aștept ca piața cripto să urce destul de bine și de acolo o să mai vedem. Mergem și pe S&P. S&P-ul este la 5586 în aceste momente. În aceste momente este sub suport. Vă spuneam că S&P-ul a spart suportul pe care l-a ținut de foarte multă vreme, cam din zona asta, aproximativ de vreo 90 de zile. A rupt uptrend-ul S&P-ul de 90 de zile, însă vom vedea dacă este un fake sau nu astăzi, mâine sau poimâine. mâine. O să vedem aici la retestare dacă face ceva de genul acesta, vine la retestare, pac și pleacă în jos, fie de ce va sparge, a fost un fake out și va merge în sus peste 1.618, însă aici este o rezistență foarte, foarte importantă în zona de 5.643, o să vedem ce o se întâmple în următoarele zile. Dominanța încă este foarte, foarte sus, 55.57, însă să nu uitați că este la rezistența macro absolut foarte, foarte mare tot timpul de la această rezistență au venit altcoin și da? Exact și aici, exact și aici și vom vedea dacă și a treia oară sau va sparge rezistența asta de aici. Sunt foarte curios și eu ce o să se întâmple și înainte să mergem și pe altcoinuri, dacă vreți să tranzacționați piața cripto, atât Forex cât și commodities, puteți face acest lucru pe Prime XBT, partenerii noștri de peste 2 ani de zile și Uh, și în acest moment puteți uh, să retrageți și să depuneți scriptă oricând 24 din 24 până acum se procesau doar o dată între ora 2 și ora 4 ora României. În acest moment puteți să retrageți scriptă oricând pe Binance sau pe Qcoin sau pe alte platforme și merge și în anumite țări în care Binance are anumite limitări și comisioanele sunt foarte foarte mici 0.01 și 0.02. Ethereum, Ethereum la aproape 3500, hai să vedem cum arată Graficul și hai să mergem pe o oră cum arată Bitcoin după lansarea acestor ETF-uri. Da, am avut parte de un dam da, din zona de 3500 încă niște lichidări până în 3430 și în aceste momente recuperăm. Să nu uitați cum a arătat graficul Bitcoin-ului când aceste ETF-uri pe Bitcoin au luat um, viață în uh, ianuarie. Da, aici cred că exact pe lumânarea asta, da? Bun, FOMO înainte, da, deoarece eram în bear market, bam, 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 ne-am dus la all time high-ul ultimelor mulți ani acolo, ultimelor 2 ani, ne-am dus în 49.000 de dolari, cred că la chiar 4 după câteva minute după ce s-au deschis aceste ETF-uri, la 4 și jumătate ora României, ne-am dus în sus, iar mai apoi bam, dam, da? Dar uitați-vă, încet, încet ne-am revenit, încet, încet, după vreo 20, 30, 40 de zile am început să mergem în sus, da? Nu vă așteptați ca de acum Ethereum să meargă doar în sus, că avem aceste ETF-uri, trebuie puțin timp ca aceste lucruri să se vadă la fel ca și cu halvingul, da? Și în aceste momente pe daily cam așa arată lucrurile pe Ethereum, ba avem o spargere a acestei rezistențe în aceste zone și putem vedea și un canal ascendent în aceste momente. Da? Ethereum încă arată bine, însă m-aș uita mai mult pe ETH BTC. ETH BTC este acolo da? și vă spunem că joaca adevărată pe altcoin și pe Ethereum o să vină când o să spargem rezistența asta de aici, rezistența asta macro, puternică aici. Când o să spargem aici, o să devină lucruri interesante și pe Ethereum și Ethereum o să meargă spre 4, 5, 6 de dolari când o să spargem acea rezistență. Bitcoin în aceste momente încă pompează 67.300. Vedem volatilitate foarte mare și pe Bitcoin, dar și pe Ethereum, da? Putem vedea că am avut un dump cu aceste ETF-uri și în aceste, în aceste momente pompăm. Aș vrea să văd o eliberare a acestei zone pe Bitcoin, da? Ceva de genul acesta. Aș vrea să văd ce se întâmplă în zona asta de 68, 67.768, de deoarece la cum arătăm în aceste momente, s-ar putea să testăm încă o dată această zonă în următoarele ore. O să vedem, da? Dar la cum arată lucrurile, să nu uităm că dacă vom trece de 67.700, următoarea rezistență este undeva la 71.500, 71 71.600, care este ultima rezistență până la un nou all-time high. O să vedem cum o să arate lucrurile. Uh, și mergem și pe câteva alte și m a ajutat un pic pe Layer 2 astăzi, pe Arbitrum 0.80. A avut parte de o scădere foarte mare. Multe monede s-au pus în circulație, care este un lucru foarte bullish din punctul meu de vedere. Uh, practic nu o să mai aibă selling pressure foarte mare. 2.43 în acest moment a fost 2.43, uh, 0.80 în aceste momente. Și a ajuns într-o zonă importantă, dar a făcut cât că și uh, all-time low, dacă nu punem la... la la socoteală și ziua lansării, dar a fost, a fost și 0.56 și în acest moment a preluat prelat de jos și de aici a că să meargă în sus. Să nu uităm că aceste LR2 o să urce foarte bine și în alcunzită tot timpul aceste LR2 au urcat foarte bine. Uitați-vă ce s-a întâmplat și cu Matic în precedent. E bine, acum în aceste momente arbitrum este la rezistență, da? este aici și este oricând gata să spargă rezistența. Odată ce va crește Ethereum, vor crește foarte mult și aceste Layer 2. Mergem și pe OP, la fel OP 1.91 19, în aceste momente. OP este la rezistență, la fel ca și Arbitrum a în ultimele zile și vom vedea când va sparge rezistența asta de aici. Da? Pac, pac. Și OP a deja a avut o scădere de aproximativ 61%. La și mergem și pe Manta. Manta care îmi place 109, un proiect fresh, un proiect nou. 1.09 în acest moment și pare că este gata să facă o ultimă acumulare în zona inferioară. A scăzut din zona de 4 dolari până în zona de 70 de cenți. Și Aș vrea să văd aici o mișcare laterală, iar mai apoi să spargem și rezistența asta de aici, da? Ceva de genul acesta, pac, 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 spargem rezistența și de aici ne-am dus pe lună și cu manta. Mai avem încă un pic de tras și cu manta și manta, o să urce foarte bine, deoarece este o monedă nouă, un proiect nou, un proiect fresh, care este, este, backed by Binance, care este ajutat de bani și cred că o să facă multe X-uri în acest moment, că, bine să bineînțeles este doar opinia mea și ne uităm și pe NS, NS030 în acest moment, la fel un proiect de pe Ethereum, cu o utilitate foarte, foarte mare, NS este la 30 și mare atenție, pare că NS, NS de când s-a listat pe Binance, cam din zona asta, de foarte multă vreme, de, în acest momente de 900 de zile, da? 900 de zile, a fost într-o mișcare absolut laterală, da? a scăzut din zona de 115 dolari, Pac, pac, și tot a stat între 7, 8, 7, 8, s-a dus în 20, a scăzut în 9 și este acolo. Dar este în zona de resistență și este important să vedem cum o să evolueze o monedă care este dintr-o acumulare de peste 900 de zile. Bineînțeles, dacă punem Fibonacci din vârf în bottom, zonele ar trebui să fie 33, 49, 65, 76, 94 și 120 pe ENS. Niște targeturi foarte îndrăznețe, dar cred că la momentul potrivit tot ce ține de Ethereum o să urce foarte, foarte bine și în special și meme care au urcat foarte bine și în ciclul precedent. Cam așa stau lucrurile din punctul meu de vedere. Este o zi istorică. Pe data viitoare.